Handball Club Zalău a pierdut la 8 goluri diferență, scor 24-16, în meciul din cadrul etapei a 7-a a Ligii Florilor, susținut sâmbătă pe terenul echipei Minaur Baia Mare. Prima parte a meciului a fost echilibrată, iar după 20 de minute, gazdele s-au desprins, intrând la pauză cu un avans de 2 goluri, 11-9. Echipa pregătită de Elena și Gheorghe Tadic a avut evoluție modestă. În minutul 40, zeleoancele s-au apropiat la un singur gol în spatele băimărâncelor, 12-13. Zalăul a avut oportunitatea de a egala, dar Dana Betcader a ratat o aruncare de la 7 metri. Băimărâncele s-au desprins decisiv, iar pe final s-au impus la o diferență de 8 goluri. De la gazde s-a remarcat Steriova cu 10 goluri marcate, în timp ce de la oaspeți, Dana Cader și Nica au înscris fiecare câte 4 goluri. Măzăreanu a închis poarta băimărâncelor, reușind 12 intervenții. După 7 etape, Handball Club Zalău ocupă locul 8 în Liga Florilor cu 9 puncte acumulate, urmând ca în etapa viitoare să primească vizita echipei din Slobozia.